Bună seara, doamnelor și domnilor! Bolnavii de cancer ar putea primi un sprijin neprețuit în lupta pentru viață. Membrii familiei pot avea concediu plătit de stat pentru a le sta alături în momente grele din spital și cu toții ar putea primi sprijin psihologic gratuit pentru a nu fi doborâți de povara suferinței. Așa prevede o propunere legislativă depusă în Parlament de o învingătoare în lupta cu teribila maladie. Iată, dragi telespectatori, pe scurt, informația pe care am prezentat-o zilele trecute în telejurnal și care a stârnit numeroase reacții. Unul dintre ele o să le dăm citire chiar în această emisiune. Deocamdată însă să spunem că învingătoarea despre care vorbeam este prezentă acum în studioul nostru, senatoarea Nicoleta Pauliuc. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc mult, bună seara, vă spun și eu și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc în numele supraviețuitorilor de cancer că ne sunteți parteneri de vise. Frumos spus, mulțumim încă o dată alături de noi, doamnelor și domnilor, psihologul Gina Achiriac, președintele Asociației Române de Psihoterapie Integrativă. Bună seara de asemenea și mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Vom mai sta de vorbă cu medici, cu reprezentanții asociațiilor de pacienți în cursul acestei emisiuni. Dar deocamdată, doamna Pauliuc, spuneți-ne... Practic, cum vă simțiți? Asta este prima întrebare pe care v-aș putea o adresa după operația pe care ați avut-o în urmă cu 4 ani. De simțit mă simt foarte bine, pentru că în momentul în care am depus inițiativa legislativă, am avut un sentiment al împlinirii că fac ceva util pentru cei care m-au trimis în Parlament. Nu e ușor să vorbești, să-ți pui povestea ta, pentru că fiecare poveste are ceva prețios în ea. Astăzi, dacă am ales să spun această poveste, este pentru că vreau să înțeleagă cei care astăzi se luptă cu această cumplită boală, care au primit cumplitul diagnostic de cancer, sub diferite forme, tipuri de cancer, în diferite etape, că există speranță dincolo de acest cumplit diagnostic. Pe perioada tratamentului, așa cum a spus și dumneavoastră, acum 4 ani am fost diagnosticată cu cancer de pancreas. Un cancer de pancreas care, așa cum știm, ne vorbind cu doctorii, ci din experiență în experiență, sunt foarte puține șanse de reușită. Dar m-am îndârjit și am spus că eu nu vreau să fiu o statistică într-un registru. Pe perioada tratamentului am căzut de foarte multe ori. Mi-a fost foarte greu. M-am ridicat, mi-am găsit puterea să lupt, pentru că am avut alături de mine poate cei mai scump, cei mai sfânt, cei mai important în această viață. Am avut alături de mine familia. Și dacă eu astăzi pot să le vorbesc telespectatorilor dumneavoastră, pot să fiu parlamentar în Parlamentul României. Pot să fiu unul dintre supraviețuitorii bolnavilor de cancer. Pot să încep o serie de inițiative legislative, astfel încât calitatea vieții acestora să se îmbunătățească. Este pentru că în toată această perioadă, sprijinul familiei a fost unul decisiv. Atât al mamei mele, al soțului, al surorii, al copilului meu și, cei mai important, un mesaj pe care l-am transmis și în dezbaterile pe care le-am avut săptămâna trecută. Medicii au făcut o echipă extraordinară, pentru că e important să le spunem telespectatorilor dumneavoastră că m-am operat în România, am urmat tratamente în România, m-am operat în spitalele din România și, da, există profesioniști în România. Important este ca între tine, pacient, și echipa pluridisciplinară, că e important să vorbim și de acest aspect al echipelor pluridisciplinare, să existe o empatie. Vreau să vă spun că empatia poate salva lumea. Deci trebuie numai să ne găsim timp și să ne găsim, exact cum spun eu, am fost în această perioadă arhitectul viselor mele. Haideți să vedem că am apreciat cu toții faptul că nu odată ați avut curajul deja să vorbiți despre povestea dumneavoastră. Ne uităm la câteva dintre mesajele transmise deja și pe care telespectatorii le-au văzut, cei care au urmărit telejurnalul de acum câteva zile. Punctul nostru de plecare, de fapt, pretextul pentru o discuție mult mai amplă, în care putem să intrăm în detalii în această seară, pentru că e o discuție necesară înainte de toate. Haideți să ne uităm la materialul următor și revenim în discuție.
N-am avut niciodată suport psihologic. Psihologul în spital trebuie să fie proactiv, deci să meargă către pacient. Foarte mulți sunt ocupați cu întocmirea fișelor de evaluare. Sunt mult mai multe probleme. Ajutorul către pacienții cu cancer este foarte mic. Mă refer la ajutor material, financiar. Copiii când ajung în comunitate au o mulțime de probleme. Ce se întâmplă cu copilul când se duce la clasă? Ori este tachinat, ori, cum zic englezii, bullied, pentru modul cum arată copilul. Dacă îi pui în suplimentar în cărca lui și această problemă, copilul e pierdut pe termen lung. O stare psihică bună influențează pozitiv atât aderența la tratament, dar și prognosticul și evoluția bolii. Este important ca suportul psihologic să nu rămână o deviză pe hârtie. Da. O să vedem imediat cât de important bănuim că spune doamna psiholog Chiria că este tratamentul de specialitate pentru bolnavii de cancer. Dar, doamna senator, spuneți-ne până atunci în două cuvinte ce conține această lege și care este șansa ca ea să fie adoptată. Pentru că am văzut, spuneam că citim reacții la știrea respectivă, am văzut oameni care se cam îndoiesc așa. Dom'le, încă o propunere legislativă, o să rămână pe acolo prin Parlament și lucrurile o să meargă mai departe ca până acum. Deci spuneți-ne de ce este de important, ce prevede, de ce e importantă și ce șanse sunt să fie adoptată. Adică există un consens sau se lua multe semnături. Vreau să vă spun ceva. Și vă spun, îi spun sincer, în condițiile în care am avut de luptat cu un inamic pe care eu nu l-am văzut niciodată, l-am simțit și am văzut exact ce se întâmplă cu corpul meu și am reușit să înving această boală, garanția pe care o spun telespectatorilor mei este că nimic nu va mai opri ca acest proiect să treacă. Am lăsat la o parte politica în acest proiect, pentru că este un proiect al sutelor de mii de oameni. Nu este proiectul meu personal, să înțelegeți. Acest proiect nu este despre mine. V-a întărit această experiență cumva sau erați la fel de hotărâtă și înainte? Nu cunoșteam această problematică a bolnavilor de cancer înainte de a trece eu prin suferință. Să știți că asta este un lucru pe care l-au remarcat unii dintre cei care au citit. Dom'le, trebuie ca oamenii să treacă, erau mulți care au privit critic așa și au zis, trebuie să treci prin aceste suferințe ca să ajungi să faci lucruri necesare. Că știți, deci, în primul rând, haideți să stabilim. Acest proiect va trece pentru că inițiativa este semnată de reprezentanți din toate partidele, din Parlamentul României. Au fost de acord doctori că este nevoie, suntem într-un moment în care lupta împotriva cancerului nu mai poate fi dusă doar de pacient, și de către medic. Și atunci există nevoie, am recunoscut poate pentru prima dată că această luptă este o luptă de echipă, la care ai nevoie de suportul membrilor de familie. Deci de aici ideea de a da concediu plătit, da, 45 de zile, plătit cu 85%. Vedeți, bolnavul de cancer nu este numai în București unde ai un centru oncologic. Bolnavul de cancer este la Brăila, bolnavul de cancer este la Dâmbovița. El trebuie să vină la tratament. O zi de tratament, știu exact ce înseamnă, ce trăiri, ce frici, ce furii are un bolnav de cancer în momentul în care merge la o ședință de chimio. Ai nevoie de iubire în acele momente. Ai nevoie în momentul în care îți spune cineva de în familie, da, te iubesc, sunt lângă tine, vreau să te văd lângă mine, că ești lângă mine în momentul în care faci tratamentul. Și atunci spuneți că e nevoie de... Atunci am spus că nu mai e nevoie ca fiul să-și ia o zi de concediu, de odihnă, să meargă împreună cu părintele la tratament. Am zis că părintele nu mai are nevoie să-și mai ia o zi din concediul de odihnă să meargă alături de fiu la tratamentul oncologic. La tot ce înseamnă lupta cu această boală. Trebuie să-l vezi lângă tine pe cel aparținător. 45 de zile pe an. Eu am spus 45 de zile în funcție de... Într-un an de zile, dacă tu mergi, de obicei, partea de chimio poate să dureze și mai mult, pentru că se întinde într-un an, se întinde în doi ani de zile. 45% plătit cu 85%. Plătit cu 85%. Dar vreau să spun altceva. Să știți că fac parte din grupul de lucru de implementare a Planului European de Luptă împotriva Cancerului. Sunt singurul parlamentar care nu sunt medic în acest grup de lucru împotriva cancerului.
partea mea de responsabilitate, de transpunere a planului european merge pe calitatea vieții, îmbunătățirea calității vieții supraviețuitorilor de cancer. Acest proiect are sprijinul președinției, are sprijinul guvernului României, are sprijinul tuturor colegilor din Parlament ca el să treacă. Ce traseu îi prevedeți? Cât de scurt va fi acest traseu? Proiectul este depus pe procedură de urgență. Deja am văzut, există un aviz de la Consiliul Legislativ, trebuie să treacă. Dacă Dumnezeu ne va ajuta, eu nu spun că până la sfârșitul anului vom face vine Moș Crăciun pentru supraviețuitorii de cancer, dar eu cred că cel puțin februarie-martie, anul viitor, proiectul de lege va putea astfel, fi aprobat. Vom avea parte, cum spuneam, despre de acest concediu, cei care, Doamne ferește, au nevoie pentru a ajuta bolnavii în suferință, rudele, de 45 de zile pe an plătite și de consiliere, doamna Chiria, consiliere psihologică. Cât de important este consilierea, tratamentul? Pentru că, așa, la modul comun, multora poate să li se pară un lux, un moft, eu știu, consiliație. Poate mulți ori nu înțeleg necesitatea, ori sunt alte rațiuni pentru care nu ajung acolo. Și aș vrea să vorbiți despre aceste lucruri. În psihooncologie vorbim de mai multe aspecte ale abordării acestei boli care se cheamă cancer. Este extrem de complexă. Putem să ne uităm la cancer din punct de vedere psihologic, comportamental, social și etic. Toate aceste aspecte, așa cum spunea și doamna senator, nu pot fi privite separat, pentru că atunci când vorbim despre un tratament psihooncologic, avem în vedere două mari dimensiuni psihologice. În primul rând, percepția asupra bolii a bolnavului și a aparținătorilor, a familiei, și apoi maniera în care este percepută boala la nivel social. Ori, din păcate, în România, paradigma aceasta socială referitoare la cancer o avem ca fiind boală terminală. Este evident că acest lucru este susținut de statistici. Nu comentez aceste statistici pentru că ele sunt reale. Însă ceea ce facem noi în această emisiune, eu consider că este extrem de important. Pentru că, în principal, se cunosc cazurile în care lupta cu boala se încheie, așa cum știm foarte bine, într-un mod dramatic. Dar iată că există supraviețuitori. Există oameni care au reușit. Și în această direcție, eu cred că putem face mult mai mult. Concret ce? Pentru, aș vrea să le vorbim așa puțin, chiar pe înțelesul oamenilor. Presupunem că avem un asemenea caz. Spuneți-le cu ce ar ajuta mersul la psiholog. Și poate ne ajută și doamna Paula. Cu siguranță. În primul rând, e nevoie să înțelegem etapele psihologice prin care trece o persoană care este diagnosticată cu cancer și familia sa. În primul rând poate să apară negarea, apoi furia, apoi următorul stadiu este frica, depresia, izolarea socială, rușinea, excluderea din viața socială normală. Toate aceste lucruri sunt cumva etape care se parcurg la nivel inconștient datorită sistemului de credințe pe care îl preluăm fără să-l conștientizăm. Și mersul la psihoterapie, în toate aceste etape e nevoie de sfatul specialistului? Exact asta, da? Urmează să vă răspund. Mersul la consiliere sau la psihoterapie ajută pacientul diagnosticat cu o astfel de boală, indiferent de stadiul acesteia, să conștientizeze că nu s-a terminat. Pentru că atunci când apare un astfel de diagnostic, el este însoțit de două mari probleme, și anume anxietatea și depresia. Toate aceste, hai să spun eu, încercări prin care trece pacientul împreună cu familia lui, îl demoralizează. Unul dintre factorii comuni ai psihoterapiei este speranța. În momentul în care pacientul se simte susținut de o echipă interdisciplinară, de specialist, de medic, de consilier și mai ales de societate, deci o legislație specifică care să ajute acești pacienți și pe familiile lor, atunci, dintr-o dată, el își dă seama că nu mai este singur și are șanse. Speranța crește șansele de supraviețuire? Sunt decisive, aș putea spune eu. În momentul în care vezi o urmă, o fărâmă de speranță, dacă ai puterea, dacă tu gândești pozitiv, dacă ai starea emoțională pozitivă, poți să te agăzi de această speranță și să mergi mai departe. Ați trecut prin fazele astea, doamna Pauliu? Am trecut. Întrebam oncologul meu câte ședințe de chimioterapie o să fac.
Răspunsul lui a fost așa trăsnet și mi-a zis, doamna Pauliuc, dumneavoastră o să veniți singură și o să-mi spuneți, gata, nu mai pot. Și a venit un moment în care, într-adevăr, am spus, nu mai pot să lupt. Norocul meu a fost că în acea perioadă exista un prieten, o cunoștea o prietenă, un doctor, un psiholog, un psiholog-oncolog. Am mers la dumneai. Mie mi-a fost, poate am fost un... am avut șansă să întâlnesc un astfel de om. În prima ședință pe care am avut-o cu dumneai, întrebarea a fost atât. Dați-mi trei situații când prieteni apropiați, rude, cineva din familie foarte drag, a apelat la sprijinul dumneavoastră. Și dacă ați reușit să-i ajutați, fiind lângă ei, să depășească acele momente. Am dat cele trei momente din viața mea, pentru de tatăl meu și așa mai departe, la care dumneavoastră s-a ridicat și a spus așa, doamna Pauliuc, sunteți un om foarte puternic. Aș putea spune că sunteți mai puternică decât mine. Nu înțeleg de ce vreți și aveți, credeți dumneavoastră că aveți nevoie de o consiliere psihologică. Nu trebuie să faceți nimic altceva decât să vă adunați, să vă faceți vise și să mergeți mai departe. Am crezut că, am zis, nu se poate să fie atât de simplu. Cum să-mi fac vise? Și a zis, da. Puneți-vă în tabloul viselor trei dorințe, una foarte apropiată și două mai îndepărtate, pentru care să luptați. Din acel moment am început să lupt. Și am spus că da, e momentul să fac ceva pentru mine, pentru familia mea, pentru copilul meu. Au mai fost perioade când am căzut, așa cum am spus. Și e important să spui că da, astăzi nu mai am putere. Da. Pentru că cel de lângă tine, membrii familiei, să pot să-ți dea acel ajutor. Pentru că, așa cum spunea și doamna psihoterapeut, sunt momente, în momentul în care primești cruntul diagnostic, lovitura de ciocan a vieții tale, pentru că tu aveai drumul tău, vroiai să faci, aveai alte planuri, în acel moment te gândești, rămâi cramponat în niște întrebări. De ce eu? De ce mi s-a întâmplat mie? Cu ce am greșit? Da. Oare e sfârșitul? Sunt mărturii comune de la cei care au povestit experiența prin care au trecut. Mulți s-au întrebat așa. Așa este, dar știți ce se mai întâmplă? Tu prin aceste dileme, aș putea să spun eu, întrebări hamletiene, trec și cei din familia ta, pentru că ei, neavând știință, neștiind cum să se comporte vis-a-vis de noua situație, încep și ei să aibă un comportament, să încerce aceleași frici. Și asta teama că mâine te va pierde. Și asta agravează situația. Și asta agravează. Dar cancerul, atunci... din păcate, nu trece doar cu... Adică e nevoie de cancer mai mult decât de consiliere psihologică. E nevoie în această luptă cu boala mai mult decât de consiliere psihologică. Asta este clar. Și lucrul ăsta l-au sesizat, cum spuneam, și mulți dintre cei care au reacționat la știrea noastră de săptămâna trecută. O avem acum prin Skype, nu? Este, da, doamna doctor Cristina Berteanu, director medical la o clinică privată. Bună seara! Bună seara, doamna doctor! Bună seara! Felicitări pentru emisiune! Da, încercăm să aducem la cunoștință oamenilor măsurile de sprijin propuse și care, iată, au șanse să fie implementate destul de rapid în lupta cu această maladie teribilă, care, spuneam la începutul emisiunii, pare să depășească atacurile cardiovasculare, deci înțeleg că aceasta este prima cauza deceselor în lume în momentul de față, dar cancerul vine cumva tare din spate, poate ne explicați dumneavoastră de ce? Și tinde să fie principala cauză a deceselor în lume. Oricum este o treime din decesele cauzate de cancer sunt în Europa în acest moment. Ce se întâmplă? De ce? Tocmai de aceea Comisia Europeană a lansat pe 3 februarie un plan european fără precedent de combatere a cancerului, pentru că s-a constatat că până în 2035 va crește cu 25% procentul cazurilor și vor să integreze sănătatea alături de celelalte domenii, mediu, energie, agronomie, educație, pentru că sunt
foarte mulți factori favorizanți. Da, care deci, doamna Berteanu, de ce așa? Deci, practic, o explozie. 20% e un sfert, deci, față de situația actuală, cu încă un sfert în câțiva ani doar, în 4 ani. Care e cauza? Sunt incriminați consumul de alcool, fumatul, prezența substanțelor periculoase, poluarea, stresul, radioactivitatea crescută, componenta genetică, stilul de viață, modul de alimentație. Și tocmai de aceea Comisia Europeană alocă 4 miliarde de euro, este chiar un moment unic, pentru a interveni atât în screening, în depistare precoce, în diagnostic, în tratament, în crearea unor centre comprehensive de tratament al cancerului, în crearea unor registre al inegalităților statelor membre, pentru că toate statele membre trebuie să aibă acces la toate tehnologiile, în dezvoltarea inovației, a medicinei personalizate, dar și a calității vieții. Este prima oară când se pune accent pe această temă, pentru că sunt, chiar dacă este o explozie de cancere, și tratamentul a progresat extraordinar de mult. Este o acumulare de dovezi științifice remarcabilă și trebuie schimbată această mentalitate în România că diagnosticul de cancer este o sentință. Pacienții dovada vie este doamna senator Pauliu, care chiar ne povesteați înainte de începerea emisiunii, vorbeați cu doctorul care v-a operat, cu profesorul Vlad Brașovean, înțeleg, nu? Da, unul dintre, deci a fost o echipă de medici, domnul doctor Vlad Brașovean, Spitalul Fundeni, și doamna doctor Doina Hrehoreț, tot Spitalul Fundeni. Ce vă spunea? Pentru că mi s-a părut interesant apropo de sentință. Deci, până acum suna ca o sentință 12 luni. Asta mi-a spus povestea noastră, dar spuneți-le și oamenilor ca să vadă cum găsiți puterea, poate, și asta e un exemplu, cum găsiți puterea să treceți peste aceste verdicte dure, inițiale. Despre diagnosticul de cancer de pancreas, să știți că pe toată perioada tratamentului n-am citit nimic. N-am vrut să citesc pentru că am spus ceea ce mi se întâmplă în mie, n-are cum să se întâmple altcuiva. Dar vă mărturisesc că în momentul în care am început discuțiile în toată această perioadă, pentru că în fiecare an de an, pe 16 august îmi fac evaluarea clinică, duminică l-am sunat pe doctorul Brașoveanu și l-am întrebat: domnul doctor, spunem sincer, dacă depășesc 5 ani, care e următoarea etapă a vieții mele? Și el mi-a spus, sunt cuvintele lui, citez: dacă ai depășit cei 5 ani, ești minunea medicinii noastre și mă bucur mult că am participat și eu la minunea asta. Acum, doamna doctor Berteanu este unul dintre susținătorii și apropiații de sufletului meu, pentru că la toate cele trei dezbateri a participat. Este omul care a crezut în proiect, pentru că la început vă spun sincer că mulți n-au crezut că în sfârșit cineva din Parlamentul României chiar a trebuit să le și explic că da, într-adevăr, ne vom apuca de treabă, va începe și va duce demersul de la faza de discuții, dezbateri în cadrul Parlamentului, mai departe pe traseul legislativ. În momentul în care au auzit că inițiativa este, cele două inițiative de fapt, sunt deja depuse și că vor urma o serie de dezbateri, pentru că sunt om de cuvânt și asta am promis. I-am promis și doctorului Brașoveanu și doctorului meu oncolog Mircea Gongu și doctoriței Doina Hrehoreț că dacă voi apuca și voi fi, așa cum am spus, un supraviețuitor de cancer, voi căuta să-mi găsesc drumul. Iar drumul, cred eu, că fiecare are un destin și o menire în viața asta, cred eu că drumul e să-mi găsesc oamenii care împreună cu mine, împreună cu dumneavoastră mass media, împreună cu cei care vor să lupte, să putem ca în trenul supraviețuitorilor să urcăm cât mai mulți și să plece cât mai puțin.
Da, frumos spus, v-am provocat să, la această mărturisire pentru că doamna doctor tocmai spusese că a avansat tratamentele, da, împotriva cancerului. Iată, nu mai putem face presupuneri din astea sumbre că nu mai mult de trăit un an, doi. Durata de viață crește. Domnule Drăscu, știți care a fost bucuria vieții mele la ultima dezbatere? Și doamna doctor poate să vă spună. N-a fost om din acea sală, peste 30 de oameni, profesioniști fiecare în domeniul lui, societăți civile, ONG-uri care luptă de foarte mulți ani împotriva acestei boli cumplite, care să spună foarte clar, da, e nevoie de consiliere psihologică. Așteptăm de mult această inițiativă. Pentru că știți ce se întâmplă? Și asta am discutat-o chiar atât și închei. S-a demonstrat științific legătura între cancer și psihiatrie. Nu psihiatrie, psihooncologie, psihoterapie. Îmi cer scuze, nu sunt de profesie. Dar ideea este așa, s-a demonstrat științific cancer și această consiliere psihologică. Și dacă, pot să vorbesc despre asta. Dacă tu nu ai un om sănătos, nu poți să mergi mai departe. Și există un exemplu celebru. O persoană identificată cu cancer în fază terminală, la care doctorii au spus foarte clar că nu mai are nicio șansă, s-a îmbolnăvit de Alzheimer. A supraviețuit 10 ani. Iată că stresul, emoția, gândul că frica că tu pleci, că nu mai poți să faci față, l-a liniștit și omul a putut să trăiască. De aici plecăm. Cât de important este liniștea ta sufletească? Dar ne întoarcem acum la doamna doctor Berteanu pentru a o întreba cu privire la celelalte nevoi ale bolnavilor de cancer. De altfel o să intrăm în direct și cu domnul Irimia, președintele asociației. Dacă se poate, nu știu dacă tehnic putem chiar acum, că ar fi interesant să vă punem așa în dialog. Dar întrebarea este, de ce ar mai fi nevoie? Bun, e clar, e nevoie de consiliere psihologică, dar oamenii se plâng că nu găsesc medicamente, sunt scumpe. Circuitul acesta în spitale este fragmentat. Într-o parte te tratezi, trebuie să ieși și te duci în alt loc apoi. Nu e un circuit coerent. Ce le puteți răspunde? Dacă putem să-l luăm și pe domnul Irimia, acum? Da, vă rog. Da, doamna doctor, vă ascultăm. Da, eu pot să vă răspund că este implementat conceptul de abordare multidisciplinară, cel puțin în lanțul nostru de clinici, că este posibilă organizarea unei comisii multidisciplinare, așa încât fiecare dosar al pacientului să fie analizat de o comisie formată din oncolog, radioterapeut, chirurg, anatomopatolog, imagist și rata de succes să crească mult mai mult. Că în fiecare an intră molecule noi de imunoterapie, că se face la noi în țară radioterapie la nivelul cel mai înalt cu aparate de ultimă generație, că câtă lume are acces? Aș spune că câtă lume are acces acolo? Toată lumea are acces. În privat, noi accesăm programe naționale de oncologie, unde se încadrează și sub programul de radioterapie și PET-CT. Și este total rambursat de Casa Națională, pe care chiar vreau să o felicit că face un efort în a suplimenta întotdeauna banii pentru pacienții oncologici și chiar a propus pachete integrate de oncologie pentru ca aceștia să fie monitorizați prin evaluările imagistice. Ședințele de radioterapie sunt rambursate. Programul Național de Oncologie se îmbogățește an de an. Sigur că este loc de mai bine și pentru asta ar trebui o strategie națională de sănătate pe termen lung la care să adere toate partidele, indiferent de guvernare, să rămână stabilă. Și progresul este evident, deci și mentalitatea trebuie schimbată și consilierea psihologică cu siguranță ar ajuta foarte mult. Și de asemenea, mărturisirea pacienților este foarte importantă, pentru că în final sensul personal în viață nu este dat numai de ceea ce faci pentru tine, ci și de ceea ce faci în folosul celor aflați în suferință. Da, mulțumim frumos pentru prezența în emisiune la tema zilei, doamna doctor Berteanu.
Da, a vrut, doamna Chiriac, a vrut să interveniți la un moment dat, vă rog. Aș vrea să vă vorbesc puțin la modul concret ce se întâmplă din perspectiva neuroștiinței, ce au demonstrat cercetările moderne, că face consilierea psihologică sau psihoterapia. Acum există foarte multe studii în afara țării, dar în curând vor exista poate și în România, prin care putem să demonstrăm că mediul în care trăiește bolnavul de cancer și familia sa, maniera în care gândește, dacă gândește pozitiv și este susținut în gândirea sa pozitivă, poate să influențeze la nivel chimic reacțiile chimice din organism. Așadar, dacă există anumite conexiuni neuronale și fiecare stimul, fiecare cuvânt, fiecare atitudine, fiecare acțiune are reprezentarea la nivel de neuroni, de rețele neuronale în creier, aceste rețele neuronale pur și simplu declanșează anumite reacții chimice specifice. În principal, atunci când află un astfel de diagnostic, atât bolnavul de cancer cât și familia sa reacționează la stres. Acest grad de stres poate să-l ducă clar într-o zonă a creierului unde apare ceea ce se numește haos în gândire și anume activează anumite reacții de supraviețuire. În acel moment în corp apar hormonii specifici de stres. Ori acest lucru nu susține în niciun caz corpul ca să lupte împotriva acelor celule canceroase. Deci iată că prin consiliere noi acționăm și printr-o psihoterapie făcută în conformitate cu ultimele cercetări din domeniu, noi acționăm la modul cel mai precis, astfel încât să creăm această posibilitate încât oamenii să se relaxeze, să înțeleagă ce se întâmplă, e unde sunt în creier. E pregătire, se specialitate, nu știu, nișată, concentrată pe... Exact, da. Deci nu e aceste nu orice psihoterapie care există... țin cont de aceste cercetări pot să fac acest lucru. Sunt zone mai noi de... Da, de exemplu, eu colaborez cu un institut din România care face ceea ce se cheamă brain map-uri, adică hărți ale creierului și în acel moment noi putem să vedem din perspectivă funcțională, cognitivă și executivă care arii sunt mai afectate din această perspectivă a stresului. Ei, în momentul în care un pacient află de un astfel de diagnostic, normal că se duce foarte mult în starea de supraviețuire, în acel instinct de supraviețuire și atunci, nemai având acces la zona neocortexului, unde să se poată organiza, unde să se poată liniști și relaxa, să-și activeze resursele creative, normal că este mai puțin ajutat. Bun, să zicem că s-a înțeles, că bateți deja la ușă deschisă, pentru că spuneați și dumneavoastră că ați remarcat numai ecouri favorabile acolo unde ați vorbit și cu cine ați vorbit. Deci oamenii poate au înțeles, înțeleg tot mai mult că e nevoie de consiliere. Unde se duc? Se duc la consilierii specializați. La psihologul din spital există, e o soluție? Sau, există ceea ce se cheamă acum Colegiul Psihologilor din România, care are un registru cu psihologi, psihoterapeuți atestați care pot să ofere astfel de servicii. Și colegii mei sunt foarte bine pregătiți din acest domeniu al psihooncologiei. Există foarte mulți specialiști acum în România care pot să ofere acest ajutor de specialitate. Contează foarte mult ca oamenii, cei care ne ascultă acum, să înțeleagă un singur lucru, că nu mai sunt singuri și că, iată, există supraviețuitori. Și nu numai că există supraviețuitori, dar prin atitudinea doamnei senator au deja un model de luptător, ceea ce este mult mai mult. Și că la nivel social au această susținere, pentru că până acum apărea un stigmat social. Când erai diagnosticat cu cancer, primul gând în trecut era că ești terminat, ești un om care se pregătește să moară. Dar iată că astfel de exemple ne pot influența pozitiv gândirea. Și atunci poți să meargă la psiholog, dar psihologul, spuneți dumneavoastră, îl găsește în registrul Asociației Psihologilor. Sunt psihologi la care se poate apela, dar dacă acest proiect de lege va intra în vigoare, câte ședințe de psihoterapie vor fi gratuite? Că, și asta e important, că poate mulți n-au bani pentru a plăti psihologul. Imediat. Mai ales că trebuie să cheltuie atât de mult în spitale și pe medicamente. Deci inițiativa legislativă, da, inițiativa legislativă este depusă. Da? Am avut săptămâna trecută o dezbatere
pentru că am încercat să vedem ce probleme întâmpinăm în momentul în care operaționalizăm acest proiect. Și vă spun sincer că au fost și reprezentanți ale Colegiului Psihologilor, nu sunt pregătiți. Deci încă această braslă nu are un număr suficient, pentru că am avut foarte multe întrebări pe care le-am pus pe masă să vorbim deschis care este situația în acest moment, dacă există o statistică a psihologilor oncologi pregătiți la nivel național, dacă există o mapare. O mapare ce le-am cerut. Ideea este așa. Eu am bolnav de pancreas, de cancer de pancreas în zona Iașului, dar am în localitate. Transportul de la localitatea X până unde am eu un psiholog-oncolog, cât este? Îmi este rentabil? Omul ăla se va duce la psiholog acolo? Nu, da sau nu? Probleme, asta intuiam. Vreau să văd exact dacă în momentul în care acest proiect va fi implementat, poate fi dus și la bun sfârșit. Și atunci am văzut că nu există o astfel de situație la nivel național. Am stabilit cu cei din Colegiul Medicilor, urmează o serie de dezbateri, pentru că, într-adevăr, trebuie să ne așezăm. Vreau să văd dacă sunt psihologi care sunt dispuși să intre în astfel de program. Vorbeați de psihologi la nivelul instituțiilor spitalicești. De aici a și plecat inițiativa mea legislativă, pentru că am adresat o interpelare și am fost uimită să constat că, deși există spitale care au angajat psihologi, la nivel de lunar sau pe un an de zile, numărul de consultații psihologice erau foarte mici, infim de mici. Nu da, știu deci dacă... Oamenii nu apelează. Haideți să vorbim puțin, continuăm firul discuției, dar să vorbim și cu cineva, poate mai învățăm și din experiența unor asociații cu mare vechime în branșă. Vorbim acum cu Mirela Nențanu, CEO Hospice Casa Speranței, după cum se știe, renumită organizație specializată pe... paliație, nu? Pe îngrijirea paliativă, deci paliativă. Pentru bolnavii de cancer sau, mă rog, de diferite boli, în stadiu terminal, cu rezultate extraordinare de ani de zile. Mirela Nențanu, mulțumesc pentru prezență. Cred că, nu știu dacă ați ascultat ultimele discuții aici în studio, ca să putem continua ideea. Bună seara, am ascultat. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru ocazia acestei discuții. Bună seara și persoanelor aflate în studio. Îmi cer scuze pentru decor, eu sunt acum în biroul unei școli de pictură. M-am bucurat foarte mult să aud această discuție, pentru că orice subiect care atrage mai mult atenția asupra acestei boli, cred că merită atenția necesară. Și dacă îmi permiți, Mihai, aș vrea să fac o mică introducere pentru explicarea către telespectatorii noștri. Cred că este foarte important de știut că la nivelul oricărei țări, populații, comunități, indiferent de mărimea ei, indiferent de locul la care ne referim, avem trei categorii de populații. Avem populația sănătoasă, pentru care, și asta este o împărțire făcută de Organizația Mondială a Sănătății, care indică anumite servicii esențiale care trebuie să existe la nivelul oricărei populații. Deci pentru populația sănătoasă, orice țară ar trebui să pună la dispoziția locuitorilor săi programe de prevenție. Avem populația bolnavă, cu potențial de vindecare, pentru care trebuie să se ofere programe de diagnosticare, tratament, reabilitare. Și avem populația bolnavă, incurabil, pentru care trebuie să se ofere programe de paliație. De ce am făcut această introducere? Pentru că orice cetățean al oricărei țări, indiferent de stadiul în care se găsește, proaspăt diagnosticat, în tratament, incurabil sau supraviețuitor, trebuie să aibă acces la aceste servicii și, atenție, conform Organizației Mondiale a Sănătății, paliația intră în această zonă de servicii esențiale. De ce fac referire la paliație, servicii pe care noi le facem de 29 de ani? Pentru că m-au încântat foarte tare discuțiile pe care le-am auzit astăzi, am urmărit subiectul acesta de ceva vreme. M-a încântat, m-a bucurat, dar vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Așa ceva există. Există și în România și se cheamă îngrijire paliativă. Îngrijirea paliativă are câteva particularități care o fac o ramură a medicinii moderne foarte umană și foarte apropiată și de foarte mare viitor. În îngrijirea paliativă, Mirela Nențeanu, în îngrijirea paliativă, consilierea psihologică este esențială. De aceea vreau să împărtășești puțin experiența voastră de acolo, ca să vedem cumva să confirmăm această nevoie de Exact. Îngrijirea paliativă se recomandă a interveni din momentul în care cineva e diagnosticat cu o boală cronic-degenerativă, o boală gravă, deci din momentul diagnosticării,
și presupune intervenția pe patru piloni: fizic, medical, psihologic, social și spiritual. Statutar, pilonul psihologic este vital în îngrijirea paliativă care se acordă unui pacient, nu doar în stadiu terminal. Atenție, deci paliația nu înseamnă doar stadiu terminal. Doar stadiu terminal. Asta e interesant, este important de reținut. Nu înseamnă... Da, de exact. Să faci această confuzie paliația des. Paliația se ocupă corect. Și de oamenii care ajung în stadii terminale, da, dar nu înseamnă doar stadiu terminal. Și asta spun... Există această abordare multidisciplinară în care psihologia este extrem de importantă și pot să-ți confirm că de 29 de ani de când facem acest lucru, nu a existat pacient care să nu aibă nevoie de suport psihologic. Nu a existat. Mai mult, mai e o particularitate, familia este la fel de importantă ca și pacientul, pentru că așa cum s-a menționat și mai devreme, ai nevoie de... Așa am început, Mirela, emisiunea. Exact. Doamna Pauliuc ne spunea cât de important a fost familia, suportul familiei dânsei pentru ea în această... Pentru că în momentul în care o boală incurabilă lovește pe cineva sau o boală grea, nu este doar boala pacientului, este boala soțului, soției, copiilor, este și trebuie formată o întreagă rețea de suport care trebuie consiliată, trebuie ajutată, trebuie susținută. Ei, lucrurile astea, da, ce am apelat la voi, pentru că lucrurile astea voi le faceți deja și iată, prin acest proiect de lege, sunt șanse să... Și să știi că, uite, public mi-a oferit ajutorul fundației pe care o reprezentăm, pentru că am dezvoltat niște modele de bună practică certificate și internațional și cred că, așa cum s-a spus, este un efort de echipă. Aici nu mai contează ce jucător avem, contează un singur lucru, pacientul și familia lui. Foarte pe scurt, și... de ce ar mai fi nevoie, nu mai avem mult... De ce ar mai fi nevoie, în afară de ceea ce am discutat după vătea, pentru alinarea suferinței, în afară de consiliere de vedere... psihologică? Din punctul meu de vedere, ar trebui o accesibilitate mult mai mare pe zonele pe care le spuneam inițial, diagnosticare, tratament, reabilitare. Și aici vorbim în primul rând de o finanțare echitabilă de la stat, care să aibă în vedere banul la ora actuală în România urmează sistemul și nu urmează pacientul. Ceea ce este păcat, pentru că așa cum a menționat și doamna senator mai devreme, sunt zone în care nu ai anumite servicii și atunci pacientul ar trebui să fie capabil să decidă ce servicii, împreună cu medicul, bineînțeles, ce servicii să acceseze, fără diferență, așa cum spunea și doamna doctor de mai devreme, că ești din public, privat sau ONG, nu contează. Mulțumesc pentru această intervenție la obiect, mulțumesc Mirela Nențeanu. Doamna senator, banul urmează sistemul, nu pacientul, ar trebui să urmeze pacientul. Noi ar trebui să vorbim și cu pacientul, nu știu dacă l-avem acum, dacă nu, dumneavoastră sunteți pacientul, reprezentați, da, că era domnul Irimia. Da, domnul Irimia, da. Da, și domnul Irimia este un susținător și un apropiat ideilor mele și proiectul meu legislativ. Pe doamna Mirela Nențeanu, dacă o să-și verifice agenda și o să vadă că acum o lună și jumătate i-am trimis un mesaj, e adevărat, atunci poate că nimeni nu credea în inițiativa mea legislativă, dar cu mare drag aștept și, așa cum am spus, că e nevoie de o echipă, pentru că noi trebuie să facem ca acest drept al românilor, supraviețuitorilor, a celor care sunt diagnosticați cu cancer, să fie cunoscut. E important, din punctul meu de vedere, eu n-am spus că nu există astăzi în România asistență psihologică. Așa cum am spus un pic mai înainte, sunt instituții, spitale care au angajat oameni, au angajat oameni pregătiți, dar nu pun în practică această posibilitate, această consiliere nu pun în practică. Sunt ONG-uri care, într-adevăr, iată, prin programe în diferite județe, sunt axate pe această latură. Ceea ce fac eu astăzi prin această inițiativă legislativă este că introduc în lege un drept fundamental al bolnavului de cancer. Și atunci, speranța mea este că prin norme voi reuși să creăm un sistem unitar la nivel național. Nu să avem un sistem sau ceva ce se întâmplă la Spitalul Fundeni și altceva se întâmplă la Spitalul din Iași. Deci un drept fundamental al bolnavului de cancer. Dreptul fundamental este dreptul la sănătate la consiliere și dreptul la consiliere. Pentru că, așa cum am spus, este o luptă de echipă. Și mulțumesc mult de echipă, tot. Da, apropo de echipă, ni s-a alăturat și domnul Cezar Irimie, pe care îl așteptăm, președintele bolnavilor, Asociației Bolnavilor de Cancer. Bună seara și aș vrea să... Bună seara, domnul Irimie. Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Ne-ați urmărit? Sigur că da. Bun, spuneți-ne, nu mai vorbim de consiliere, că e clar că e nevoie și e de salutat, de aceea și am vrut să mediatizăm, e de salutat acest demers.
inițiativa legislativă a doamnei senator. Ce ar mai fi nevoie din punctul ăsta de vedere pentru oamenii aceștia greu încercați? Așa cum s-a amintit la dumneavoastră, și consilierea psihologică, dar și banul să urmărească pacientul în sistem, sunt lucruri foarte importante în viața pacientului cu cancer. S-a constatat clar că consilierea psihologică are un aport de peste 70% în reușita oricărui tratament în oncologie și nu numai în oncologie, atât de mare, oncologie, da, ci în toate bolile cronice. Da. Așa că salutăm inițiativa doamnei Pauliu și cu siguranță vom susține, pentru că este o inițiativă pentru noi pacienții cu cancer, este un beneficiu pentru noi pacienții cu cancer și este o inițiativă binevenită. Ce mai așteptați și chiar din partea autorităților? Din partea autorităților, ce mai așteptați, domnul Irimia? Ce nevoi sunt punctuale? Pentru că sunt nevoi, le-am văzut și noi. Sunt oameni care le spun, am mai dat și noi citire aici, vorbeam de medicamente, de tratamentul prin toți prin spitale, integrat. Ce nevoi aveți? 1, 2, 3, foarte scurt. Că poate mai vin inițiative legislative. Cu siguranță avem nevoie de acces la investigații și tratamente inovatoare care pot face diferența între viață și moarte. Avem nevoie de asigurarea tratamentelor, continuitatea acestor tratamente în viața noastră, ceea ce nu se întâmplă astăzi. Și avem nevoie de oameni dedicați ca doamna Pauliuc, care să ne ușureze cumva lupta cu această boală crâncenă. Vă mulțumesc, da, doamna Pauliu. Mă onorează, dar într-adevăr îmi puneți și greutate acum, pentru că știu, domnul Irimia este supraviețuitor de cancer, suntem în echipă, cum ar veni. Am promis ceva, și domnul Irimia știe, am promis că în fiecare lună, în cadrul Parlamentului, vor fi dezbateri cu privire la ceea ce ar trebui să implementăm în momentul în care vorbim de planul de luptă împotriva cancerului. Asta e foarte util. Prima, de acolo prima să mai dezbatere, să mai am stabilit-o soluții. Și în comisie, va fi legată de discriminarea cu privire la copiii care au suferit de cancer, au luptat cu cancerul și apoi se reîntorc la școală. Discriminări care sunt greu trăite de către un adult, da, de un copil. Vorbim de școala în spitale, în momentul în care un copil trebuie să facă tratamentul de cancer. Vorbim de cardul inteligent al supraviețuitorului de cancer. Sunt lucruri pe care nu le inventăm noi. Sunt lucruri care se practică la nivelul Uniunii Europene. Eu vă spun, am trăit-o eu. Eu nu am studii medicale. În momentul în care merg la doctor, mă întreabă: ai făcut analiza? Ia să vedem ce ai făcut acolo. Unde ai fost acolo? Vă întreb și eu acum, că înțeleg că ați făcut analizele ieri. Nu? Sau când? Azi, ieri. Deci, știți cum am și spus, domnul, în comisie și săptămâna trecută, am spus, sunt un condamnat la viață. Deci, sunt analizele bune. Au fost foarte bune, mi-au ieșit. Bun. Mâine merg la controlul de un an, fac CT-ul cu substanță de contrast. Deci, să ne așteptăm și la alte inițiative pe această zonă din partea președintei Comisiei de Apărare din Senat. Președinta Comisiei de Apărare. Deci, da, poate ne răspundeți și la această nedumerire. Deci, președinta Comisiei de Apărare a Organismului, înțeleg. Atunci, am să vă spun. Există o recomandare ONU care spune așa: promovarea femei în zona de securitate, cu funcții de conducere în zona de securitate. Am fost în legislatura trecută vicepreședinte al Comisiei de Apărare, acum din această legislatură sunt președintele Comisiei de Apărare. Dar am să vă spun legătura imediat. De profesie sunt jurist. În 2015, președintele Iohannis vorbește pentru prima dată în Strategia Națională de Apărare despre conceptul de securitate extinsă. Și atunci, vorbim de securitate în momentul în care vorbim de mediu, vorbim de securitate în momentul în care vorbim de schimbări climatice, vorbim de securitate în momentul în care vorbim care de educație și de momentul în care vorbim de mulțumesc, sănătate. Mulțumesc, mai avem un minut, vreau să mai auzi pe doamna Chiriac, vă rog, în ce moment se poate cel mai potrivit să vină la psiholog, la psihoterapeut, pacientul sau aparținătorul? La început, la declanșare, la mijlocul bolii? Atunci când se află. Atunci când se află imediat. Ar putea să vină și din etapa de prevenție, pentru că se pot face foarte multe din etapa de prevenție și contează foarte mult că acum, prin această emisiune, deschidem poate și scriem în seara aceasta o nouă pagină din istoria sănătății în România. Pentru că, Doamne din ajută. Acest moment, pacienții sau cei care
au trecut prin asta află că nu mai sunt singuri și sunt susținuți și social. Ați vorbit despre copii, este acolo o emoție foarte, foarte importantă și anume rușinea. Atâta și timp cât redăm acelui copil o imagine de sine pozitivă și află că există oameni, o echipă interdisciplinară care îi ajută și care este cu sufletul și nu numai cu sufletul, ci și oferă un cadru de viață specific nevoilor lor, atunci acea persoană se poate integra. Mulțumesc. Eu cred că contează foarte mult puterea exemplului și faptul că se vorbește și despre aceste atitudini pozitive. De aceea am invitat-o pe doamna Pauliuc, de aceea îi mulțumim pentru și pentru curajul de a spune lucrurilor repetat pe nume. Din păcate s-a dus timpul, poate mai facem emisiuni pentru că există și cea de-a doua inițiativă și anume tot în momentul în care vorbim despre sărbătoarea vieții, sărbătoarea supraviețuitorilor de cancer. Dezbateri cu privire la discriminări. Sunt foarte multe discriminări. Vom mai avea ocazia să discutăm. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor. Nu știu dacă scriem paginile de istorie, încercăm, dar măcar ne străduim să punem umărul, să ajutăm și noi la îmbunătățirea acestei situații. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu TVR1.